Păi ce n-ai pierdut totul după ce ești, mă, aseară după ce a început tascul, a folosit cuvântul javră de 100 de ori și la adresa lui Antonio și la adresa lui Roberto și mai mult la adresa lui Roberto, când spunea că dacă ești javră de om, ești javră de om și nu ai cum să te schimbi sau ceva de genul ăsta. Ăsta este cuvântul din vocabularul ei și clar că a spus-o, ci totul de mata după Cireș. Deci pe mine mă enervează maxim când efectiv nu... că ar fi putut cei din producție să zică ok, atunci să zicem că nu vrei să recunoști că ai spus-o, dar aseară ai spus-o de nenumărate ori. Îți este în vocabular acest cuvânt? Ai spus-o sau nu ai spus-o? Deci sincer chiar nu mai pot. Nu mai pup cu ei, nu mai intru în scandal, în zeflemeală, în scârbă, în ironie, în, pe modul fight, numai așa sunt.